Ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră din nou, frații noștri, și Domnul știe și voi trebuie să știți că vă iubim în numele Domnului Iisus, de aceasta suntem aici în seara aceasta, să ne bucurăm împreună. Mărire Domnului! I-am spus fratelui Ioniță, măi frate Ioniță, eu dau un îndemn, și după aceea vreau să vă ascult și pe voi, și eu pe voi. Și el zice să nu faci asta, că te mai pun încă o dată. Da. Și altă chestie, zic, nu prea mă simt bine cu vocea și să vedem până mâine. Și mă sună a doua zi și zice, de cap că ții tu te vociți alaci. A ști este aveți. Slavă Domnului! Vă doresc la început de an multă sănătate și mulți ani și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie în familiile voastre, biruința și în biserică la fel. Amin. Și să aveți multă propășire în casele voastre și în biserică și numele Domnului să fie proslăvit. Amin. Aș dori să vă ridic în picioare, să vă ridicați și voi da citire. Știm că astăzi se sărbătorește boboteaza, botezul Domnului Iisus și mulțumim Domnului pentru cuvântul acesta care este pe paginile Scripturii despre botezul Domnului și ceea ce a făcut și cum Duhul Sfânt s-a coborât peste El. Am dorit ca în seara aceasta Duhul Sfânt să se coboare și peste noi. Și să vă rugați și pentru mine să spuneți, Doamne, nu carnea și sângele să vorbească, ci Duhul lui Dumnezeu prin fratele. Dar Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt din 1 Împărați, capitolul 19, despre Ilie și am dorit ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească și să lase ungere. Haideți să deschidem Biblia și să citim și spune cuvântul Domnului în felul următor. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spune să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie când a auzit lucrul acesta, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața, a ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, a șezut sub un enupăr, și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un enupăr și iată că l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuii lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel, ce faci tu, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acel. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acel. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, a sfărâmat altarele și au ucis cu sabia pe prorocii tăi.
Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și când vei ajunge să unși pe Hazael ca împărat al Siriei, să unși pe Jehu fiul lui Nimshi ca împărat al lui Israel și să unși pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu. Pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-a plecat genunchiul înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Amin. Haideți să facem o rugăciune scurtă ca Domnul să lucreze și să dea har. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus. Te rog, Doamne, să-mi dai Tu har și cuvântul. Să lași binecuvântarea peste viața mea, ungerea și numele Tău să fie proslăvit. Mulțumesc Ție pentru seara aceasta. În mâna Ta ne încredințăm. Mărire puterii Tale, în veci. Aleluia. Glorie Ție, Doamne, Te slăvesc. Amin. Haideți să ocupăm locurile și cu ajutorul Domnului voi spune câteva cuvinte și Dumnezeu să dea binecuvântare seara aceasta. Prorocul Ilie a stat pe munte, pe muntele Carmel, și știți cu toții că acolo au adus o jertfă și prorocii lui Baal și al Astartei și el. Și a zis, Dumnezeul prin care va răspunde cu foc, acela să fie Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu n-a răspuns prorocilor lui Baal, pentru că nu există un alt Dumnezeu decât Dumnezeu cel viu. Și până după masă s-au tăiat pe carnea lor și a curs sânge și a făcut multe lucruri acolo ca să se coboară ceva din cer. Să coboară foc, dar nimic. Dar când Ilie, prorocul, a strigat la Domnul, s-a coborât foc din cer. Doamne, dă-ne putere să fim oameni ai Tăi, că atunci când ne rugăm Ție să se coboară slava Ta peste noi, să se coboară foc și la jertfa noastră să fie aprinsă puterea Duhului Sfânt. Amin. După aceea a venit ploaia și Ahab era plin de bucurie că a văzut că plouă. A declarat că este omul lui Dumnezeu. În timpul acesta l-a măcelărit toți prorocii aceia lui Baal și Astartei și a venit acasă plin de bucurie, dar Izabela când a auzit că au omorât toți prorocii, era plină de răutate, de ură, de mânie. Pentru că, frați și surori, când lucrarea Domnului înaintează, când Domnul îți dă succes în lucrare, când Domnul lucrează să vină oameni la mântuire, când Domnul aduce oameni la botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, când Domnul lucrează să se facă o construcție așa mare, vine și ispititorul, îl deranjează, îl tulbură și se împotrivește și amenință. Pe el a amenințat că l-o va omorâ, spune cuvântul Domnului. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spune să mă pedepsească zeii, halea să o vlea. S-a jurat că îl va omorâ pe Ilie. Dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Când a auzit Ilie lucrul acesta, a plecat. Că l-a amenințat femeia aceasta. Era bine ce făcea Ilie? Nu era bine. Până acum el era tare și mare și Dumnezeu l-a folosit. Dar după aceea când s-a întors înapoi, l-a omorât Izabela? Nu. Dar era perioada aceea de slăbiciune pentru că el muncise mult. Dresese altarele, se rugase, depusese atâta efort.
omorâse prorocii aceia și era ostenit de luptă, ostenit de putere. Și atunci, bine, cel mai greu este atunci când ești ostenit, când ești bolnav, atunci vine starea aceea vulnerabilă de slăbiciune și vine temerea. Și atunci vine diavolul să amenință. Nu știi, pe el a amenințat femeia aceasta. Pe tine ce te amenință? Pandemia? Ce te amenință? Frica de boală? Frica de moarte? Știrile de la televizor? Ce te amenință? Știți de ce a făcut lucrul acesta? Că și-a luat privirea de la Domnul. Și acolo i-a scăzut credința. Cum și Petru, când a umblat pe ape, s-a uitat la Domnul și mergea pe ape. Dar când s-a uitat la valuri și la apă, atunci a zis, scapă-mă, Doamne, că pierd. În seara aceasta să ne uităm ținte la căpetenia desăvârșirii noastre, la Hristos Domnul, care ne izbăvește din toate încercările noastre, mărirea lui Dumnezeu, și să nu ne temem dacă suntem amenințați. Căci Domnul este Cel care ne ține în mâna Lui și Domnul ne ocrotește zi și noapte, mărit să fie harul lui Dumnezeu. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, în partea cealaltă, și a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, departe, după un drum de o zi, care făcuse vreo 160 de kilometri. 160 de kilometri fugise, așezut sub enupăr și dorea să moară, zicând, destul acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Deprimat, descurajat și înfrânt. Așa era Ilie. Oare nu cădem și noi într-o stare ca aceasta mereu? Când obosim sufletește și trupește și spunem, destul, Doamne, destul, Doamne, nu mai pot. Pentru că vine deprimarea, vine depresia, vine descurajarea și înfrângerea peste noi. Stătea acolo și dorea să moară Ilie. Doamne, până aici. Până aici să fie lucrarea cu mine. Și mulți spun, frați, încă tineri, Domnul până aici mi-a dat lucrarea. Și Domnul zice, păi de ce până aici, că nu ești bătrân? Domnul vrea să te folosească mai departe. Și la bătrânețe vrea să te folosească. Dar omul, când vine încercările, când vine lucrurile acestea peste el, cade în starea aceasta. S-a sculat, s-a culcat, spune cuvântul Domnului, și a dormit sub enupăr. Și iată că l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Că nu mai poți tu, poate Domnul, aleluia. Vine Domnul, trimite îngerul său, vine el personal. Vine la tine, glorie Domnului. Și spune, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat la căpătâiul lui, era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite. Dar de unde era turta aceea? De unde era pietrele acelea încălzite, cuptorul acela, plita aceea încălzită? De unde era? Și spune cuvântul Domnului și un urcior cu apă. Fraților, din ce a făcut Domnul pământul? Din nimic. Din nimic a făcut totul. Așa că el a putut să facă acolo o pâine și apă și pietre încălzite să mănânce Ilie. Spune cuvântul Domnului că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, Domnul vrea să-ți întărească credința. Domnul va spune un cuvânt pentru tine și vei trăi, aleluia! Domnul va spune un cuvânt pentru tine și va aduce izbăvirea în casa ta. Nu trebuie să ne punem încrederea doar în carne și în pâinea aceasta,
ci în Dumnezeu care rostește binecuvântarea și ne dă. Și nu trebuie să trăim doar cu pâinea aceasta, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai ales fratele Onițe spunea de cina Domnului, pâinea vieții, trupul Domnului și sângele Domnului care îl mâncăm, aceea ne face bine și aduce hrană în sufletele noastre. El s-a uitat și la căpătul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. A avut nevoie de odihnă, era ostenit. Tu și eu avem nevoie de odihnă. Și de odihnă aceasta fizică ai nevoie. Nu trage de trupul tău prea mult. Odihnește-te, mănâncă la timp. Pentru că Domnul ne-a dat trupurile acestea și sunt templele Duhului Sfânt, mărire Domnului, și nimeni nu și-a urât trupul vreodată, ci îl îngrijește cu drag, glorie lui Dumnezeu. Și de ce Elia a fugit de acolo, de la femeia aceea? Pentru că nu mai era odihnit. Creierul lui era vulnerabil, ființa lui era deprimată și nu era odihnit și avea nevoie de odihnă. Ai obosit în familie, în necazuri, în adunare, în lupte. Odihnește-te în Domnul, aleluia! Lua jugul meu, că cel este ușor, aleluia! Cine vrea să fie odihnit în Domnul, să-L caute pe Domnul în seara aceasta. Măriți să fie Domnul, binecuvântat să fie prezența Domnului. Îngerul Domnului a venit a doua oară și l-a atins. Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut e prea lung pentru tine. Uitați-vă, știa că are un drum lung. Drumul tău poate va fi lung și ai nevoie de hrană. Poate trebuie anul acesta să mergi în evanghelizări, în lucrări și ai nevoie de hrană. Hrănește-te! Ne-am numit anul acesta anul evanghelizărilor. Și dorim să ieșim la evanghelizare, dorim să lucrăm pentru Domnul și afară, dar și în adunare, ca oamenii să vină la mântuire și Domnul să lucreze și la noi și la voi. Aleluia! Să vină oameni la mântuire cât mai mulți, dar și bisericile Domnului să fie cercetate. Că iată ce spune cuvântul Domnului. El s-a sculat și a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta. Care mâncare? Mâncarea duhovnicească! Trupul Domnului, sângele Domnului, Evanghelia, rugăciunea, Duhul Sfânt te face să fii puternic din nou. Aleluia, mărire Domnului! Odihnește-te în prezența lui Dumnezeu și vei căpăta din nou noi puteri. Aleluia! Biserica Domnului din Tofli are nevoie de o nouă putere. Are nevoie de o nouă revărsare, aleluia, la început de an, ca să poată să facă drumul acesta de peste an cu Dumnezeu, binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Și în seara aceasta Domnul ne vorbește și vrea să ne întărească pe toți. Și eu am nevoie de Domnul. Tu ai nevoie de puterea Domnului? Cine are nevoie? Toți avem nevoie, Doamne, de puterea Ta. Măriți să fie prezența Domnului. De acolo, mâncarea aceasta i-a dat putere să meargă 40 de zile și 40 de nopți cu mâncarea aceea. Când Domnul îți dă putere, poți să mergi multe zile. Pentru că El te hrănește, El te întărește, mărit să fie numele Lui. Și îți poartă de grijă. Până la muntele lui Dumnezeu, Horeb, la Sinai, unde s-a dat legea lui Moise, până acolo a mers. 360 de kilometri a mers. 360 de kilometri a mers. Ilie. Domnul i-a dat putere. Aleluia. Unii spun, nu mai am putere să merg înainte. Cum se va face mai departe, Doamne? Domnul îți va da putere și viziune nouă. Viu este Domnul. Domnul îți va da puteri noi și viziune nouă. Cer-o de la Dumnezeu că El îți va da. L-a dus la muntele Horeb. Pentru că acolo avea, cum i-a vorbit lui Moise, a trebuit să-i vorbească și lui Domnul din nou. Când trebuie să-ți vorbească Domnul, cum spunea și în cântarea care a cântat-o prima dată Ioan, Dumnezeu vorbește. El vorbește și acum, dar trebuie să te duci la muntele Lui, în prezența Lui la înălțime și El îți va vorbi. Măriți să fie harul lui Dumnezeu. Și acolo Ilie
Lasă vocea, frate. Văd că mai merg mai departe. Doamne, dă-mi putere. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu, Ilie, aici? Ce faci aici tu? Cu alte cuvinte, care e rostul tău aici? Ai fugit din toată lumea, din la împărăție, de la ce faci? De ce ai venit tocmai aici? Ce faci tu aici? Dumnezeu îi place să dialogueze cu noi, mărit să fie harul lui Dumnezeu. De la început, de la Adam, de aceea l-a creat să stea de vorbă cu el. Pentru că suntem după chipul lui și după asemănarea lui. Și vorbește cu ce faci aici? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, a sfărâmat altarele, a ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Opa! Mulți sunt astăzi în felul acesta necredincioși. Adică în felul că se văd numai pe ei credincioși, eu lor, numai ei și toți ceilalți sunt necredincioși în jurul lor. Nu mai e nimeni pocuit decât el. Poporul tău, uite ce a părăsit pe Dumnezeu, am fost plin de râvnă pentru Domnul, știu că și copilul a părăsit legământul tău, a sfărâmat altarele, el era bun doar și nu mai era nimeni în afară de el pocăit. Mulți se văd astăzi în felul acesta. În biserică nu găsesc plăcere, că ăla este așa, că cealaltă este așa, că comitetul nu conduce bine, se vede numai el bine sau ea. Unii judecă, de ce să dă cu păhărele cina? Mai bine lucrarea aceasta să nu se facă deloc. Este greu lucrul acesta care vorbesc frații pe internet. O ablamă grea. Pare nu e din adunarea lor, e din adunarea celorlalți. Și judecă. Noi nu suntem chemați să judecăm adunările. Fă curățenie la tine în casa ta, nu în casa altuia. Hai să vedem un lucru, vă dau două exemple. Dacă fratele respectiv ar fi fost în Coreea, unde în sala cea mare sunt 15.000 de oameni și în sările din jur mai sunt încă câte 5.000, câte 5.000, 25.000, 30.000 de oameni. Sunt chinodat. Și la cină ce ar face? Când s-a dat cina, eu eram la balcon la etajul 3. Ce făceam dacă dădeau cina doar cu un pahar? Cât stăteam noi acolo? 7 zile, spune. Dar acolo erau păhărele de plastic de unică folosință. Și în 5 minute când ne-am rugat noi, sute de diaconi erau pe lângă noi și a venit și ne-a dat cină. Ce ne-am bucurat că n-am mai așteptat mult. Trebuie să ne uităm la conținut, nu la păhărele, că nu este logic în felul acesta. Dacă se dădea atunci erau 12 ucenici. Dar acum dacă se dă cu un pahar la 15.000 de oameni, când mai facem noi cina Domnului? Sau altceva? De ani de zile înainte să începem și noi să dăm cina cu păhărele, dădeam cu 2 pahare, mai puneam încă 2 în față, 2 în spate și a venit un frate care trebuia să avea un transplant de ficat. Era ciroz ultimul și era foarte greu. Când a venit, noi nu disprețuim pe nimeni, primim pe oricine, că sunt frații noștri. Dar s-au dat frații 3 bănci mai în spate. Că venea un miros de la ficat foarte greu. Și n-au putut să ia cina. Nu știam cum să fac, Doamne, după el. Atunci, Domnul mi-a dat înțelepciune și am dat cu un pahar numai lui, singur, și l-am pus deoparte și cu celelalte pahare am dat la ceilalți. Și sau, dacă nu făceam așa, numai la cina 3-4 bănci. Era mai frumos așa să cârtească și să se scârbească în felul acesta. Nu e mai logic să bea fiecare separat, să fie igienic. Și Domnul i-a dat călăuzire, Domnul te învață orânduirile din biserica ta. Noi nu trecem peste principiile biblice, dar trebuie să facem într-așa fel să se împărtășească toată adunarea, mărit să fie Domnul. Și Ilie găsea vină că nu mai e nimeni pocăit. Eu am rămas credincioși, ceilalți sunt necredincioși. Știți ce am pățit odată?
aveam copii mici, n-aveam bani, și unul din copii, Gedeon, și-a rumâna aici și se vedea osul de aici. Și când am văzut, a căzut după un pom și nu știam ce să fac, Doamne, n-am nici bani, nici mașină. Stăteam în partea aceea de Măraia și frații, o echipă de frați care așa a pornit de la Cornel și noi vedeam așa mai depărtați. Bine că ei se jucau remii, erau cu adevărat ei așa mai îndepărtați de Dumnezeu, cu remii, cu jocurile astea de noroc. Dar îi priveam așa, că nu sunt frați așa cum suntem noi, mai departe, că sunt necredincioși. Și noi ne priveam în gândul nostru asta, fără să ne dăm seama, că noi suntem mai sfinți. Și ziua aceea m-am dus la ei și am cerut împrumut bani de la ei. Și știți ceva? Era criză mare, trebuia să-l duc la spital pe băiat. Și am văzut cei mai sfinți, frați. Că n-aveam la cine să strig, să spun, să se roage, și am spus, rugați-vă și pentru mine. Și pentru băiatul meu. Când au spus, ne rugăm, am avut mare credință că Domnul îi va asculta. De atunci am zis, nu mai judec pe nimeni. Nu mai fac deosebire. Eu sunt mai sfânt și mai neprihănit, ei sunt mai... Toți sunt frații noștri care l-au primit pe Domnul. Că unii sunt mai departe, unii mai aproape. Dumnezeu îi va lumina pe toți. Și va ajuta să se pocăiască, mări să fie Domnul. Ce faci tu, Ilie, aici? L-a luat Dumnezeu la cercetări. Din pricina lucrării tale, Doamne, eu am rămas singur. Tu ai vrut să rămâi singur. Că te vezi mai neprihănit. Vino în adunare și iubește-ți frații și surorile. Deci atunci când vine încercarea, te trezești și atunci îți dai seama că nu trebuie să faci diferență. Doamne, dă-ne o inimă bună. Doamne, umple-ne inima de dragoste. Amin, frați și surori. Dar vedeți, Ilie era ca și noi cu acela slăbiciun. Avea slăbiciun ca și noi. Dar când s-a rugat, cerul n-a mai plouat 3 ani și jumătate. Și noi avem slăbiciunile noastre. Dar Domnul ne îngăduie, pentru că știe că nu le facem dintr-o obișnuință și dintr-o inimă rea. Și avem slăbiciuni, dar nu trăim în păcat, ci dorim să trăim în sfințenie. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Și cuvântul Domnului continuă și spune, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul trecea pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a trecut un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Deci tu, Ilie, care tunai și fulgerai și erai ca vântul, când a fost vorba să ieși din peșteră, n-ai ieșit. Că te-a deranjat, că erai îndeprimat și în depresie și te-a deranjat lucrul acesta, focul și vântul. El așa a făcut lucrarea. Tuna și fulgera când Ahazia a zis că va muri, a trimis răspuns că va muri și a venit 50 de oameni la el. Ieși afară, că te cheamă împăratul, să vină foc peste voi, dacă sunt omul lui Dumnezeu. Și a venit foc peste ei. A doua oară, iar a venit, ieși afară că te cheamă împăratul. Să vină foc peste voi. Și a treia oară s-au rugat de el, s-a pus în genunchi. Ieși afară omului Dumnezeu, că te cheamă și viața noastră este scumpă înaintea ta. Când au intrat în cetatea Samariei ucenicii și Ioan și Iacov, au zis, Doamne, vrei să te primească aici? Da, du-te și... A zis că nu te primești.
să chemăm foc peste ei, să-i nimicească cum a făcut Ilie. Și Domnul Iisus a zis, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Eu nu am venit să pierd oamenii, eu am venit să-i mântuiesc. Aleluia! Măi, Ilie, nu se face așa lucrarea Domnului, cu foc doar, cu tunete! Nu, ceea se face cu susurul blând. Ce l-a determinat pe Ilie să iasă din peștera aceea? Nici focul, nici cutremurul, nici vântul nu l-a determinat. Și susurul blând, aleluia! Poate că în seara aceasta ești într-o peșteră și a venit focul, a venit vântul, a venit cutremurul și n-ai putut să ieși din aceea peșteră, din starea aceea care o ai. Și a trebuit să vină susurul blând în adunare, Duhul Domnului, mângâierea Domnului, să te scoată din peștera care ești pus. N-ai mai vorbit cu nimeni, n-ai mai putut să socializezi cu nimeni, n-ai mai părtășie cu nimeni, că ești legat în peșteră. Ieși în seara aceasta din peșteră. Că vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste tine. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Vine puterea și mângâierea Domnului. Aleluia! Doamne, avem nevoie de susurul blând, aleluia, în seara aceasta. Domnul să atingă fiecare inimă și să lasă dragoste, să lasă susurul blând în adunare, să lasă cercetarea Domnului, mărit să fie harul lui Dumnezeu. Nu mai ești tu, Ilie, acela? Ai nevoie de susurul blând? Poate de atâta ori noi am spus pentru alții și am dat judecată și am vorbit și am spus într-un fel sau altul, meritați asta și asta. Și pentru noi am avut nevoie de mângâierea Domnului. În seara aceasta învață și tu un lucru, caută să mângâi pe alții. Caută să-i ridici prin Duhul Sfânt, prin susurul blând, prin dragoste. Și vei vedea că biserica va înainta, va propăși și Dumnezeu va lucra cu semne și minuni. Mărit să fie harul lui Dumnezeu. Noi căutăm întotdeauna numai semne și minuni. Căutăm să fim însoțiți cu mare putere, este bine. Dar cel mai bine este să fie dragostea lui Dumnezeu. Susurul blând să se coboare între noi în biserică și să fim cercetați de harul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Când a venit susurul blând, a ieșit afară. A ieșit afară. Sunt unele persoane care stau închise în ele, sunt bolnavi de depresie. Și nu mai se deschide deloc. Tată, mamă, vorbește cu mine. Frate, soră, vorbește. Seara aceasta Domnul să-i scoate din peștera aceea. Duhul Domnului are putere să vindece. Cineva și-a făcut niște perfuzii și spunea că a simțit ceva, o schimbare, dar a zis, când ai făcut rugăciunea pentru mine, atunci am simțit eliberare. Poți să te duci la psihologi, poți să te duci la medici, sunt buni și ei, îți fac partea, dar Iisus Hristos este Cel care poate să te elibereze. Iisus Hristos, Domnul, este care poate să te salveze din starea ta, să te atingă, să te vindece, să vindece boala din sufletul tău, să vindece boala din trupul tău și să fii mângâiat. Simt prezența Domnului în adunare. Șarobe Kleino, Siber Kleino Fel. Iisus trece prin adunare seara aceasta. Aleluia! Aleluia! Mărit să fie Domnul! Susurul blând este în adunare. Mi-e dor de Domnul, mi-e dor de prezența Lui. Mărire harului lui Dumnezeu! Iisus este același ieri și în veci. Vino la El, pune-te pe rugăciune și vei experimenta noi experiențe cu Domnul. Și vei vedea că El este minunat. I-a trimis focul, i-a trimis vântul cu tremurul. Ca să vadă cum El se purta cu oamenii. Și n-a ieșit afară și a zis, vezi, trebuia să-și dea seama că și El avea nevoie de susurul blând. O, Duhule Sfânt, cercetează-ne și mai atinge-ne din nou că avem nevoie de Tine. Avem nevoie de harul Tău, Doamne, nu de răceală, nu de asprime, nu de răutate între noi, nu de a căuta să facem dreptate cu răutate și cu ură, ci cu dragoste. Când Domnul îți umple inima de dragoste,
iubesc pe fratele tău. Este bun și îl îmbrățișez. Dar când inima este cuprinsă de frică, cuprinsă de ură, cuprinsă de a face judecată, atuna, a fulgera, atunci nu se poate face o legătură și nici bucurie nu simțim și fericire. În seara aceasta Domnul vrea să dăm la o parte tot ce este în inimile noastre rău și să ne apropiem de El și El să ne umple de dragoste. Știi cum se rezolvă problemele între noi în familie și în biserică și între frați și între biserici? Dragostea, susurul blând, aleluia. Dar nu că te simți forțat, nu că te simți condamnat, nu că te simți că te pedepsește Dumnezeu dacă nu. Nu, când vine dragostea, ai plăcere să te împaci, ai plăcere să lucrezi cu toți. Mărit să fie harul lui Dumnezeu. Am întâlnit cu frații mei de curând, care de câțiva ani nu mai sunt la noi la biserică. Și m-am întâlnit într-o casă și îmi zice, cheamă-i la adunare. Mă uit la frate. Iar îmi spune Duhul Sfânt, cheamă-i la adunare. Simțeam o mare bucurie când încercam să fac pasul acesta. Și am zis atunci, auzi frate, haide la adunare, ia-ți biserica și vino la adunare să ne bucurăm într-o seară. Cum? Eu știu el. Dar zic, păi trebuie să știu. Vino la adunare să ne bucurăm. Păi dar ce avem? Dacă noi ne salutăm pe drum, dacă noi mergem la mormântări, la nunți, ne vedem, lucrăm împreună, dar la adunare de ce să nu vii? Așa e. O să vin și... O să veniți și voi la noi după aceea. Sigur că da. Dar ce pierdem? Când te încrezi în Dumnezeu, nu ți-e frică de nimic. Când era vorba să iasă o parte din biserica noastră, mi-a venit un frate și a zis, dacă iese toată biserica, frate păstor Corean, și a rămas doar tu cu Florina, nu trebuie să te tem de nimic, că tu ești tot în voia Domnului. Tu ești în voia Domnului. Și rămâi în voia Domnului. Tu n-ai făcut niciun rău și rămâi în voia Domnului, chiar dacă ești singur. Și Domnul va aduce alți oameni. Și așa am crezut cuvintele aceia care au producerit, așa este. Și Domnul poartă de grijă și nouă și la frați. Și avem pace. Și Dumnezeu își face lucrare. În mâna Lui lucrare. Nu e în mâna noastră. Dacă o ținem noi cu puterea noastră, pierdem. Dar dacă spunem, Doamne, ne încredem în Tine, Duhul Domnului va înmulți biserica. Și va revărsa har și bucurii. Mărit să fie Domnul. N-am avut pregătite aceste cuvinte, dar au venit de la sine, de la Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul. Le acceptați? Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Am zis că vorbesc puțin. Iată ce spune, când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. A simțit și-a acoperit fața cu mantaua. Când vine harul Domnului, ți-e rușine. Nu mai vorbești așa cum vorbeai înainte. Ai respect, ai reverență față de Dumnezeu. Când nu e Duhul Domnului, venim cu îmbrăcăminte acum. Vrem noi îmbrăcați cum vrem noi, că nu mai e rușine, nu mai e nimic. Nu mai știm că e casa lui Dumnezeu. Aici este casa lui Dumnezeu, frați și surori. Aici locuiește Dumnezeu. Și noi trebuie să ne purtăm ca atare. Deci este prezența Domnului în adunare. El este sfânt, sfânt, sfânt. Mărire harului. Ceva din interior te face să faci lucrul acesta. Nu trebuie păstorul să-și bată capul și să te oblige. De la tine trebuie că Duhul Domnului te învață. Mărit să fie numele Domnului. A ieșit afară din peșteră, că l-a cercetat Domnul. Mulți vor ieși afară din peștera lor, din starea lor care se închisese în seara aceasta și vor ieși la gura peșterii și vor auzi glasul Domnului, se vor ruga și vor simți din nou prezența și atingerea lui Dumnezeu, o nouă părtășie și o nouă viziune cu Domnul, că vedeți ce spune mai departe. Iar îi spune, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de rână pentru Domnul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele și au ucis cu sabia pe prorocii tăi, au rămas numai eu singur
și caută să-mi ia viața. Iar se crede în el, eu lui, că el este cel mai neprihănit, că el a rămas. Doamne, dă-ne putere să nu credem că noi suntem, că noi, fără noi nu merge lucrarea. Și să desconsiderăm pe ceilalți. Pavel când scrie epistolele, pune și pe el acolo, că scrie cu el epistola. Aleluia! E noi când ne vedem puțin mai sus, gata, ceilalți mai jos sau nu știu ce funcție, ce... Pe toți trebuie să-i privim la fel, aleluia! Frații noștri, surorile noastre, să-i ridicăm, să colaborăm cu ei, să avem părtășie cu ei. Domnul să ne ajute la aceasta. Mărit să fie Domnul! Domnul i-a zis, du-te și întoarce-te pe drumul tău prin pustie. Întoarce-te înapoi. Japale. Întoarce-te pe drumul, că nu s-a terminat lucrarea cu tine. Mai trebuie să lucrezi cu tine, mai trebuie să faci lucrarea Domnului. Tu ai crezut că gata, s-a terminat aici. Tu ai crezut că nu mai este nimeni. Uitați ce spune Biblia. Și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Iehu fiul lui Nimshi ca împărat al lui Israel, să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc în locul tău, și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Iehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, Ilie. Mi-am păstrat 7.000 de bărbați, să nu crezi că ești singur. Și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Sunt sfinții mei, 7.000 de bărbați mi-am păstrat. Întoarce-te înapoi în mijlocul poporului, fă lucrarea! În seara aceasta, Domnul ne vorbește să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem înapoi să lucrăm pentru Domnul. Să nu fim descurajați, să nu fim calipsiți de viața aceasta, că nu mai avem rost în viața aceasta. Ce se va întâmpla cu noi? Cum va fi anul acesta? Întoarce-te înapoi în prezența lui Dumnezeu, întoarce-te înapoi în poporul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, la locul tău, și fă lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Aici este vorba nu doar de slujitori care sunt puși aici, Domnul să-i binecuvinteze, că se ostenesc, ci este vorba de noi toți. Parcă numai ei trebuie să lucreze, numai noi trebuie să lucrăm. Și să cânt, și să predic, și să conduc. Dar ceilalți ce fac? Domnul ne-a chemat pe fiecare la o lucrare. Nu fi leneș în lucrarea ta și neroditor, ci caută să aduci rod anul acesta, caută să te pocăiești, caută împreună cu familia ta să stai de vorbă cu Dumnezeu, să te rogi, să postești, să vii la adunare. Și Duhul Domnului te va folosi, aleluia! Toți care sunt copiii Domnului, Domnul i-a dat câte un dar, cel puțin, să facă ceva. Să te rogi pentru familie, pentru frații slujitori. Să postești, să ajuți cu banii tăi, să ajuți la o vizită de sărac, de bolnav. Să faci ceea ce spune frații aici. Fiecare Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare. Întoarce-te înapoi la dragostea din tâi. Întoarce-te înapoi la faptele din tâi. Întoarce-te pe drumul care ai venit. Întoarce-te la harul lui Dumnezeu. Și Domnul va binecuvânta rostul vieții tale pe pământ. În seara aceasta doresc ca Domnul să ridice pe cei care au obosit și spiritual și trupește, Domnul să-i ridice din starea lor căzută, să stea de vorbă cu Domnul, să se odihnească în Domnul, să citească Biblia, să ia cina și să prindă noi putere. Amin. Apoi să nu se creadă doar ei sfinți, că ceilalți nu mai sunt de lângă ei, ci toți sunt frații noștri, și cu cât te respectăm mai mult, cu atât ne respectăm pe noi și vine binecuvântarea Domnului peste noi. Apoi, dacă ești în peșteră, acolo te-ai ascuns, te-ai închis în tine,
În seara aceasta vine susurul blând în adunare. Să te cerceteze, să ieși din peștera aceea și să fii plin de Duhul Sfânt, de har, de mângâiere, de dragoste și să nu te întristeze nimic, să nu te sperii de nimic, de oameni, de problemele din jur, de boală, de moarte, căci suntem în mâna Domnului, mărit să fie harul lui Dumnezeu. Domnul este în adunare. Haideți să ne ridicăm cu acordul fraților la rugăciune. Și fiecare să se roage în urma acestui cuvânt, să strige la Dumnezeu, să spună Domnului starea lui, să îl ridice Domnul și să-l umple de duh, de mângâierea Domnului și fiecare din noi să ne întoarcem pe drumul de unde am venit, adică la Dumnezeu și să întoarcem la lucrarea lui Dumnezeu. Să nu credem că totul s-a sfârșit aici. Domnul este în adunare, simt prezența Lui. Simt harul lui Dumnezeu. Simt susurul blând al lui Dumnezeu peste adunare. Nu vrei tu să fii cercetat de acest susur blând? Cine dorește să ridice mâna sus? Lăsați mâna ridicată și începem și ne rugăm și Domnul să-și facă lucrarea să ne cerceteze. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, venim în